situație. Noi am mai văzut scenarii de astea desenate cu dești un năsâp care killerii vreau să-l împuști pe un lider dita mai de la Chișinău. Cineva de-a mă știe că urmează să fie împușcat și îl filmau exact la Tiraspol, deja și l-au găsit pe cel care vrea să-i explodeze și ei l-au prins și el dă interviuri că el vrea să ducă la Chișinău și pe urmă să vină să mai explodeze. Sunt chestii care țin opinia publică în suspans, însă nu trebuie de ignorat astfel de semnale. Eu consider că Federația Rusă are nevoie de provocări care să deturneze și să creeze o situație în care să vină să-și apere ruschii mir sau să spună că fașiștii de la Chișinău, ia uitați-vă ce fac. Și având speț operația pregătită la Chișinău, cu partide, cu lideri, cu televiziuni, cu bani, cu băieți pregătiți, și când se declanșează o chestie de asta, pornită de la Tiraspol sau de la Bender sau de la Căușeni sau de unii vreau ei, că unul a vorbit în rus și unul i-a dat peste față, demonstrativ, și cineva din colț a filmat cum vorbitorii de rusă sunt persecutați de fașiștii români moldoveni și lucrul ăsta poate fi declanșator pentru o serie de evenimente care guvernarea nouă ne spune de fiecare dată. Dar eu am pomenit în pauză că de fiecare dată, la jumătate de ianuarie, când vine prima zăpadă, autoritățile ei spun că iarna ne-a luat prin surprindere, de parcă nu se știa că iarna vine începând cu decembrie. De asta eu vreau ca lucrurile să fie luate în serios de către actuala guvernare. Vreau să transmit încă o dată semnal, cum am vorbit și în pauză, și domnul Moțpan, și noi, Democrația Acasă, și toți cei care credem în valorile românești, europene, suntem într-o barcă cu cei de la guvernare. Vă place, nu vă place, aveți planificări, nu aveți planificări. Noi avem interesul ca societatea să fie în siguranță, până când nu vedem livrare de siguranță în societatea noastră. Și bâlbâielile de la nivel de guvernare, eu am auzit în studio când doamna președinte a spus clar că e tentativă de lovitură de stat, iar deputații spun că da, nu e adevărat, da, nu a existat, dar nu știu ce. Eu vă spun și vă fac aici. Și atunci eu mă uit într-o parte și spun, da, păi hotărâți-vă, este tentativă de lovitură de stat sau nu există, pentru că lucrurile astea nu sunt bune. Domn Costiuc, cred că atât cei de pe malul stâng, cât și cei de pe malul drept își doresc pace. Foarte mult. Foarte mult. Și asta o demonstrează, știți ceva, chemările astea de incorporare în rândurile militare din Transnistria, nu s-au prezentat nimeni. Nu vrea nimeni să moară pentru ruschii mir. Da, ei până acum o să-mi țâc cumva. Dar în acest context, credeți că Chișinău și Tiraspol ar trebui să discute mai mult pe domeniul securității? Ia că eu nu știu cum or să discute Chișinău cu Tiraspol, pentru că domnii de la PAS au votat o chestie fantastică. Modificarea la codul penal, cu separatismul, acum discuțiile astea ce caracter poartă? Eu, de exemplu, acum oricare care merge în Transnistria să discute, eu îl consider ca unul asociator al separatismului. Pentru că așa spune codul penal. Eu, de exemplu, dacă văd mâini că doi își dau mâna aici la Chișinău sub tomfar sau într-un spațiu public, eu pun mâna pe telefon, sun la 112 și spun, ăsta e un element destabilizator, separatist, aveți codul penal modificat. Asta ați făcut-o, nu eu am făcut-o. Da, și eu v-am aplaudat pentru asta. Numai că eu vreau să văd acțiuni. Și aici, iată, să vă amintesc încă o dată de hotărâre de guvernul 2001. Aplaudați sau nu amați? Eu vă aplaud pentru că ați modificat și vreau ca să spuneți și bă, și ce, și să vină acțiuni. Și vreau să văd hotărârea de guvernul 2001, aștept de la domnul prim-ministru, să fie anulată. Ca să nu mai facem discriminare în raport cu întreprinderile de la Chișinău care sunt formatoare de buget și care nu pot concura. Nu doar asta, mai sunt încă două. Mai sunt, dar eu vreau să văd acțiuni economice care să-i pună la respect. Regimul de la Tiraspol. Eu mă bucur că măcar pe segmentul transnistrian avem cumva o unitate, deci eu doar o să completez ceea ce au spus. Toate domeniile se există între poporului. Domnul Jacot, v-am susținut în limitarea propagandei rusești când ați închis televiziunile, am aplaudat și am spus bravo. Acum aștept al doilea pas și atunci îl așteptam. Fapt că cineva nu vede anumite acțiuni nu înseamnă că ele nu se fac pe fond și că nu va veni rezultatul. De aia, ceea ce ține de Transnistria, este o reticiență de escaladare a conflictului categorică în toate mediile. Fie asta populație, ei nu-și doresc să lupte, ei își doresc stabilitate, liniște. Fie asta mediul de afaceri, necătând la faptul că mediul de afaceri acum în anumite perioade poate pescui, știu eu, când sunt situații de perturbate, pot face bani buni. Dar nici mediul de afaceri nu-și dorește și categoric credează dintr-o situație. Dați-mi voie, vă rog, domnule. Păi da, dumneavoastră, spuneți pe nume. Deci, și nu-și dorește nici, paradoxal, administrația de la Tiraspol. Acum, ca să fie clar, toate elementele de acolo sunt interconectate. Da, există armata, contingentul ăsta militar rusesc.
Dar cine este înrolat acolo? Câteva sute de ruși și restul sunt transnistreni. Da, armat, acest contingent nu se supune Tiraspolului, dar tangențial Tiraspolul poate cumva controla. Da, Tiraspolul pledează să fie separat, adică independent, dar economic depinde de banii rusești.